Sunt Petru Luhan, urmăriți matinalul Fii Antenă de luni până vineri. Dragii mei matinali, în această dimineață l-am invitat pe domnul Petru Luhan. Bună dimineața și îți mulțumesc tare mult că ne-ai onorat cu prezența și te-ai gândit așa să mă anunți că vei trece prin Râmnicu Vâlcea. Ce faci, cum te simți? Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație. Mă simt foarte bine, precum vezi, vin din ce în ce mai des prin zona voastră. Există foarte mulți investitori pe care noi consiliem să acceseze fonduri europene. Între timp mi-am făcut și prieteni prin zona voastră. Mă bucur tare. Așa mult. Că vin cu mult drag. Văd dezvoltarea chiar și la nivel de primării, infrastructură, de la lună la lună, de la an la an, ceea ce este îmbucurător pentru toată zona, nu numai pentru județul ăsta. Acesta este un lucru foarte bun pentru noi toți. Hai să începem puțin cu începutul, Petru. Spune-mi cum ai început tu, cum ai intrat? Știu că ai fost și europarlamentar, ești și persoană publică, acum mai nou ești și cel care îi ajut să îi consiliezi pentru fonduri europene. Am spus bine? Da. Consilier, da? E corect, da. Tot a început cândva când eram eu de 6-7 ani și veneau unchii nașii pe la noi, duminica la noi în Bucovina, unde, mă rog, există o tradiție să se întâlnească familiile extinse la masa de prânz și lumea mă întreba, ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Și eu spuneam, eu când voi fi mare vreau să lucrez cu oameni inteligenți și oameni civilizați. Bine, dar asta nu e o meserie. Spuneam, totuși, eu că voi fi mare, deși încă nu știu dacă vreau să devin pilot, medic sau jurist, vreau să lucrez cu oameni civilizați și deștepți. Apoi, după ce am terminat liceul, am plecat în Germania, am muncit 2 ani și jumătate la munca de jos, am dat cărămidă și mortar la mână, la zidar, pe un șantier, de dimineața la ora 6 până seara la ora 8. Aveam o șansă în paralel să învăț limba germană, care, apropo, nu are absolut nimic în comun cu limba română și am trebuit să o învăț în regim autodidact, adică mi-am cumpărat niște cărți, îndrumător explicativ, carte de lectură, carte de gramatică și 2 casete pe vremea respectivă, să pot să învăț și pronunția corectă. În paralel, 2 ani jumate, asta am făcut. După care am spus, Luhane, aici nu e locul tău. Am mers la ziua ușilor deschise la Universitatea din Osnabrück, în Germania, unde s-au prezentat toate domeniile de studii pentru anul viitor. Și acolo am participat la 4 astfel de prezentări, iar trecând prin curtea, grădina superbă a universității respective, am spus, Doamne, aici ar fi un vis împlinit să devin student. Am început să fac toate diligențele pentru a mă înscrie. Am completat dosarul, m-am întors în țară, am cerut viză de student de data asta. Bineînțeles că mi s-a refuzat. Am mai urcat odată în tren de la Rădăuți, Suceava și am mai venit odată la București pentru a sta de vorbă cu doamna ambasador. Pe vremea respectivă nu exista o impresie foarte bună despre românii care mergeau în Germania, dar pot spune că după ce mi-au pus 12 întrebări, țin minte și în ziua de astăzi, se pare că i-am convins că nu fac parte din categoria largă pe care o prezentau ei în mass media lor și că am interese constructive de a studia și de a-mi crea un viitor în viață. Mi-au dat viză pentru 3 săptămâni în condițiile în care eu mergeam pentru 5 ani la studii, cu posibilitatea de prelungire dacă dovedeam rezultate acolo. Ei, greu abia începea, pentru că eu din momentul respectiv trebuia să și câștig bani și să merg la cursuri. Și nu doar la cursuri normale, pentru că mi-am dat seama că limba academică germană este una total diferită de limba uzuală. Și a trebuit să mă mai înscriu la un curs Deutsch als Muttersprache, germana ca limbă maternă, pentru a putea face față examenelor pe care urma să le scriu în limba germană de câte 2, 3 sau chiar câte 5 ore și nu puține. Pe parcursul celor 5 ani și jumătate de studii, pe bachelor și 2 masterate pe care am reușit să le fac la Universitatea din Germania, apoi un exchange în America
și alt exchange în Australia, la universități partenere. Impresionant CV-ul. Ei, în perioada asta impresionant a fost și faptul că am avut șansa, privilegiul de a face un stagiu de practică și la doamna Merkel în Parlamentul Germaniei, în Berlin. Și acolo chiar am putut să particip la niște proiecte de lege foarte importante, spre exemplu impozitarea corporațiilor. Am văzut și eu cum se face legislație pe impozitarea corporațiilor într-o țară dezvoltată cu capital privat foarte consistent. Pe perioada asta, bineînțeles că greu avea începea din punct de vedere al activităților. Mă trezeam la ora 2:30, de la 3 la 10, adică 7 ore, aproape o zi de muncă, încărcam într-o expediție pachete, camioane întregi și descărcam. Noroc că m-a ajutat fizicul și puteam lua dita mai pachetele, să le pun pe bandă sau să le iau pe bandă, să le așez. După care mă îmbrăcam în alte haine, fugeam la cursuri și de la cursuri fugeam la cursurile de limbă germană la nivel înalt pentru a fi capabil să scriu examenele în limba germană conform cerințelor. După 2 ani și jumătate, din fericire, rezultatele au fost atât de bune încât mi-au acordat o bursă. Iar în vacanțe, când ceilalți colegii mei mergeau pe la Palma de Mallorca, Paris, Marocco, Spania, eu eram bucuros că primeam un job. În general, lucram la o fabrică care prelucra cupru, adică luau buturugi mari de cupru, le încălzeau la 1000 de grade și le făceam printr-o matricie, fie țevi, fie profile. Și lucram de noapte pentru că se plătea puțin mai bine, iar în weekenduri mergeam și la un guest house, din asta, o casă de oaspeți unde aveau loc evenimente și ajutam și acolo. Astfel îmi câștigam existența pentru studii și astfel mi-am putut permite și acele exchange-uri, atât în America cât și în Australia, care erau destul de scumpe și trebuiau oarecum plătite. Drum, cazare, mâncare pe o perioadă de 6 luni în fiecare și așa mai departe. După ce am terminat studiile, am fost onorat să fiu angajat la o multinațională în Frankfurt, pe o poziție foarte bună, unde am evoluat foarte, foarte bine din punct de vedere profesional în primii 2 ani. Am învățat foarte multe lucruri în industria automotiv și financiară. După 2 ani m-au trimis în România pentru a prelua o funcție la fabrica lor de aici, chiar în județul vecin Sibiu. Și de acolo am plecat către centru unde o multinațională locală mi-a oferit o altă posibilitate de management pe cost accounting, tot în domeniul financiar. Cea mai grea decizie a vieții mele, adică nu a fost cea mai grea decizie de a veni după 11 ani din Germania înapoi în România, și cea mai grea decizie a vieții mele a fost aceea de a schimba de la o multinațională unde aveam un salariu foarte bun în sectorul public, unde am preluat funcția de manager public al județului Suceava și acolo am avut responsabilități uriașe, odată pentru accesare fonduri europene, pentru că județul Suceava era pe ultimul loc pe vremea respectivă la accesare fonduri europene și într-un scurt timp l-am adus pe locul 2, ceea ce iarăși înseamnă enorm de mult pentru dezvoltarea locală, din punct de vedere infrastructură și din punct de vedere întreprinderi mici și mijlocii. Ceea ce a însemnat pentru mine o onoare, chiar dacă am depus efort uriaș și am renunțat la anumite lucruri, în special din punct de vedere financiar, dar având șansa și posibilitatea de a face ceva pentru județul meu, m-am bucurat foarte mult că am putut profita de acea oportunitate și am elaborat proiecte împreună cu colegii mei din Consiliul Județean și chiar cu experți externi până la 11-12-1 noaptea pentru a prinde toate trenurile care se perindeau prin gările noastre pe vremea respectivă, adică toate programele care se deschideau și țineau doar 2 sau 3 sau 4 săptămâni deschise.
Mă uit la tine, deci ai un curs al vieții impresionant, cu urcușuri și coborâșuri, și datorită ție ești omul de astăzi, un om foarte citit, un om foarte deștept, un om care a reușit, zic eu, în viață. Spune-ne în continuare, cum a mai decurs lucrurile? Am simțit să spun acest aspect despre tine. A fost un drum cu urcușuri și coborâșuri și cu extrem de mult efort. A renunțat la multe, ba chiar la tinerețe, când, mă rog, în perioada aia între 18 și 20 de ani jumate sau 21 de ani, în general, majoritatea își petrec tinerețea altfel. Eu am ales să muncesc și să învăț. Vedeam o șansă în chestia asta. Dar revenind, după ce am preluat funcția de manager public al județului Suceava, cu responsabilități uriașe și unde, cu mândrie spun, că am și introdus una din cele 8 mănăstiri în patrimoniu UNESCO, 8 mănăstiri care astăzi sunt în patrimoniu UNESCO în județul Suceava. Apoi am putut contribui la elaborarea infrastructurii locale și județene și, în ultimul rând, am pus umărul la creare de noi capacități de cazare în domeniul turistic și am creat și câteva, cu niște idei inovative, câteva lucruri prin care să atragem turismul în zona respectivă. Iată o experiență destul de vastă la nivel de management dezvoltare regională, care m-a ajutat foarte mult pentru faza următoare în viața mea, respectiv funcția de europarlamentar între 2009 și 2014, unde, în calitate de membru al Comisiei de Dezvoltare Regională, Fonduri Europene, dar și Libertăți Civile, Afaceri Interne, Justiție și Securitate și Apărare, am putut să ajut România din anumite perspective și putem spune că astăzi accesăm fondurile europene mult mai ușor, adică cu mai puține condiții decât înainte de îndeplinit, și datorită eforturilor noastre consolidate, cu inițiativă din partea mea, dar și cu sprijin din partea altor colegi din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, pentru ca noi, Friends of Cohesion, prietenii coeziunii, care suntem net primitori din casele Uniunii Europene, să avem acces mai ușor la bani europeni, pentru ca noi, cei care astăzi vrem să ne dezvoltăm o mică afacere pe bani europeni, să avem acces cu mare ușurință la banii respectivi nerambursabili. Am ținut foarte mult acest aspect și țin în continuare. Și mai important decât atât, pe perioada mandatului meu, m-am implicat enorm de mult în combaterea cancerului. Și pot spune că astăzi, și cu mica mea contribuție, există soluții la 4 feluri de cancer. De fapt, eu am înțeles pe perioada mandatului că pentru a găsi soluții la un astfel de dușman, boala cancer, trebuie să ne unim forțele. Și am luat eu această inițiativă. Și am adus la aceeași masă toți stakeholderii relevanți din domeniu. Adică, pe de o parte, reprezentanții pacienților, European Cancer Association, care are sediu central în Londra, apoi Asociația Medicilor din Uniunea Europeană, apoi am adus cercetătorii la aceeași masă, apoi, atenție, am adus industria farma, care în general are interese opuse pacienților și sau medicilor, și nu în ultimul rând Comisia Europeană și Parlamentul European, care pune resursele financiare la dispoziție pentru a se întâmpla anumite lucruri. Și am fost atât de mândru să pot aduce experți, savanți și decidenți din toate aceste domenii la aceeași masă pentru a găsi un numitor comun să câștigăm bătălia cu cancerul. Pe unde Comisia Europeană vrea să pună bani, dar vrea să-i pună pentru a fi folosiți eficienți la dispoziția acestei industrii, industria farma vrea, dacă se poate, să nu investească prea mult și să vândă mai mult, adică pe ei îi avantajează dacă există mai mulți bolnavi, iar interesele bolnavilor și a medicilor este să existe metodologii de tratare într-un timp cât mai scurt și mai eficient. Și am putut, din fericire, să coordonez astfel de acțiuni care au inclus și componenta de cercetare, dezvoltare, inovare, care avea nevoie de bani separați, 4 ani de zile, drept urmare,
am fost premiat în 2013 cu Premiul Europarlamentar al Anului pe Sănătate. Ceea ce a făcut să fiu nu doar foarte mândru, ci să simt o recunoștință pentru munca mea depusă în Parlamentul European și m-am bucurat foarte mult că munca mea a fost văzută de cine trebuie, dar mult mai mult, mai mult mă bucură faptul că astăzi mii, la nivel european chiar milioane de bolnavi pot beneficia de metodologii de tratare a cancerului, respectiv de rezultatele muncii cercetătorilor, pentru care eu, la inițiativa mea, împreună cu alți, cu susținerea altor colegi, am reușit să luăm bani europeni din fostul FP7, un program de cercetare și dezvoltare, și să-i separăm de concurența cu alte domenii pentru domeniul combatere cancer, cercetare, dezvoltare, inovare în domeniu și pentru identificarea cancerului în fază timpurie. Este foarte important să se înțeleagă că oamenii au, și cei care se bolnăvesc de cancer, au o șansă la viață astăzi. Pare, da. Prin aceste metodologii create pe perioada mandatului meu și că în continuare doctori, docenți lucrează pe niște bani pe care eu am inițiat să-i separăm de alți bani și să-i punem într-o oală extra pentru astfel de obiective. Mă bucur foarte mult că aceste lucruri s-au întâmplat și au dat roade, adică nu au fost doar niște bani cheltuiți fără rost, și mă bucur foarte mult că există șanse la viață și sănătate pentru foarte multe milioane de europeni. Petru, îți mărturisesc că ne-ar trebui, cred că, 4 ore să terminăm această discuție despre tine și despre viața ta profesională, pentru că este foarte vastă și drept. Ești un om foarte complex și așa, pe final, puțin, dacă se poate, să ne mărturisești pentru telespectatorii noștri, pentru că ne-ai spus de partea profesională, cum este Petru Luhan ca și om, ca și persoană, ca și suflet. Și ce pasiuni ai? Așa, pe scurt, în 5 minute te-aș ruga. Petru Luhan crede foarte mult în stabilirea obiectivelor ca o cheie spre succes, ca o cale bătătorită spre succes. Iubește oamenii sinceri și care nu fug de eforturi și de muncă. Toată viața mea trebuie să muncesc foarte, foarte mult, de aceea mă identific mai degrabă cu oamenii care depun eforturi, nu cu cei care așteaptă sau consideră că li se cuvine. Petru Luhan cred eu că are un mod afectiv de a transmite emoții. Clar. Și empatizează cu cei care doresc să evolueze foarte mult. Există în România foarte multă capacitate, forță de muncă care nu are șanse. Da, nu are. Și cred că noi trebuie să depunem eforturi pentru a le oferi o șansă sau a le deschide ochii, că deseori doar un sfat poate fi decisiv pentru cineva cu anumite competențe în anumite domenii. Și în același timp, Petru Luhan este acel antreprenor serios care a înțeles că atunci când un client vine și apelează la serviciile noastre de consultanță pe fonduri europene, vorbim de un parteneriat pe termen mediu și lung, pe proiectul pe care îl scriem, îl sprijinim să îl implementeze și apoi post-implementare îl sprijinim pe perioada de monitorizare, adică odată în parteneriat cu noi, un parteneriat cu noi început, te exonerează de multe obligativități în ceea ce privește dezvoltarea pe fonduri europene. Și în același timp, Petru Luhan este un mare prieten al inovației. Spre exemplu, acum lucrăm în firma noastră la o platformă de telemedicină, încercând să dăm acces cetățenilor din România, dar nu numai, la medicină sau telemedicină, adică teleconsultații, ținând cont de contextul pandemiei, acum vine ca o mănușă în întâmpinarea multor pacienți, dar și medici. Și în același timp, această platformă vrea să și ofere posibilitatea de a obține rețete pentru obținerea unor medicamente necesare pentru combaterea unor boli. Și nu în ultimul rând, pentru a avea un istoric memorat
pentru fiecare pacient în parte, pentru ca oriunde te-ai trata următoarea dată, poate într-un an, poate în doi, să se știe care au fost efectele secundare ale unor medicamente de acum 2-3 ani în urmă, să se știe cum a reacționat organismul tău la anumite tratamente și în felul ăsta următorul tratament să fie și mai eficient. Te ascult și cred că niciodată n-am fost atât de ascultătoare și te-aș asculta la nesfârșit, pentru că ai lucruri de spus foarte interesante, foarte importante de reținut și este iarăși important unde te pot găsi cei care ar dori să acceseze aceste fonduri. Te bănuiesc că pe pagina ta de Facebook, nu? Există, da, Petru Luhan, pagina mea de Facebook, există emasconsulting.com, care este site-ul companiei pe care reacționăm foarte repede, adică maxim 24 de ore. Și trebuie să înțeleagă că orice consultanță inițială este gratuită și pentru ei, că sunt simpatici, dar și pentru noi, pentru că noi vrem să ne apucăm să scriem doar proiectele care au minim 90% șanse de succes. Adică nu vindem iluzii, ci dorim să aducem propriu-zis banii potențialilor beneficiari. Am înțeles, îți mulțumesc din tot sufletul pentru acest interviu. Mai mult spus de tine. Am fost foarte ascultătoare și sunt sigură că și telespectatorii noștri la fel, pentru că ai dat informații prețioase cu privire la aceste aspecte și la evoluția ta ca persoană publică. Îți mulțumesc tare mult că ai fost prezentă astăzi în cadrul emisiunii matinale și îți doresc mult succes și te mai așteptăm, pentru că văd că ai mai multe de spus. Și eu mulțumesc foarte mult, succes și vouă! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Vă doresc o zi minunată și să ne revedem.